Melniciuc este și omul meciului în această partidă, el fiind cel care a pus foarte multe puncte pe tabelă și care a creat foarte multe faze, în urma care s-au marcat puncte. Arbitru Radu Petrescu, fer în acest moment, fer finalul meciului. Scorul în acest moment este 30-29 la finalul partidei dintre Dinamo și Cluj.